Ia. Vă salutăm, suntem pe canalul Bobomex. Vă salutăm pe toți și suntem împreună cu prietenul nostru, cu Dan de la Lyon, fratele nostru, prietenul meu al Crisă Bancomandă și al Zoltan de la Grenoble. Vă salutăm pe toți și vă pupăm. Deles, iau. Deles, pătlibinește, da, român, dar nostru, uite, vedeți că sunt român și pe aici și avem prieteni și pe aici, prin... Lyon, la Lyon, da. Suntem la Lyon aici, am avut un pic de treabă la ambasadă să fac o procură pentru cineva și am ajuns cu Max aici, cu Dănuț și l-am sunat pe prietenul meu care stă aici în Lyon, pe Dan, să vină să servim o cafea împreună, să ne vedem și el când vine la Grenoble la fel, stăm împreună la o cafea, un sub, stăm de discuții, e un prieten foarte bun de-a mea. Aproape de 14-15 ani de zile. Ăștia de pe YouTube! Aveți grijă că bancomatul m-a chemat aici, îmi cere taxă de șmecher. Luați-vă de el! Stai liniștit că Dan e prietenul meu și eu sunt prietenul lui, nu e nicio... Zoltan mi-a făcut cheie! Nu, glumește, Dan, cu voi. E prietenul meu, a venit să bem un suc, o cafea împreună aici, cu Bubu Max, cu Dan, Max. Da, prieteni. Bine, hai cum merge. Unde ai venit? Ia, unde mergem, Cristi, acum? Nu era indicatorul, stai că filmezi după aia îți dau. La Grenoble mergem. Păi da, că am fost puțin la Lyon. Am fost la Chambéry, de la Chambéry la Lyon și acum mergem în casă la Grenoble. Da, mamă, uite, conduc și la Lyon și la Grenoble. Sunt șofiar bun. Șofiar. Hai, Maco, la Franța. La... Uite, Maco, unde conduc. Aici. Așteptăm cu drag, Maco. Să mă vedeți, nu? Ia uitați toată șatra, în afară de Câmpeana. Nu are nimic, ce? Da. Câmpeana, cu Claudia și cu Lumina au rămas la hotel acolo unde are Bumex hotelul pe 2 păi sau da, că n-am avut, dar am avut o întâlnire, am fost puțin la Lyon. Cu puțină treabă. Cu puțină treabă, să spunem așa mai bine zis. Da. Am avut 90-100 de kilometri de la Lyon la Grenoble, da, 100 de kilometri sunt de pe autostradă acum. Ne întoarcem înapoi. A fost, chiar mi-a plăcut. Îmi place Lyonul, îmi place și Grenoble. Am luat așa de dimineață la o plimbare, din prima zi. Da, foarte frumos. Și mai ne plimbăm, prieteni, mai mergem. Uite, autostrăzi, autostrăzi, 3 benzi, 4 benzi. Wow. Când România vor face, o să fie așa vreodată? Când o să fie vreodată la noi, uitați, acolo Torino-Milan. Zilele astea o să mergem. Avem 450 de kilometri. Geneva. Ia uitați acolo indicatorul. Vine pasaj, pașau sau cum îi spune. Care trebuie să plătim, nu? Aia e piajele. Piajul mai e? De-abia am intrat. Da? Păi am luat biletul, deci de-aia întreb. Aia vine la ieșire, vezi că e ușor. Ce e la bușon? Aglomerație. A, serios? Da. Ia uzi, prieteni, bușon înseamnă la noi rezervorul, bușonul de la rezervor. Nu, înseamnă că e aglomerat drumul. Când e aglomerat drumul, se face din înseamnă pe bușon. Ia uzi, bușon la bușon, veto, ia uzi. Bușon înseamnă aglomerație la Franța. La Franța, la francezi, bușon la bușon. Chiar dacă o să ia vai. Bine, mai revenim cu altă parte. Mamă, ce frumos e. Ce frumos e munții. Foarte frumos, foarte frumos. Grenoble.
Fainul. Fain, Dănuț. Hai, Dănuț, unde mergem? Foarte frumos orașul. Grenoble. Am aterizat, am ajuns de la Lyon. Uite cartonul cum stă. Ah, uite, fraților, cartonul. Cartonul, vedeți, la gubelă. Yeah. Poate găsești ceva și tu. Caută la gubelă, uite, ai găsit ceva, uite. Dănuț caută la gubelă. Caută-mă, vere, la gubelă, hai. Cartoanele la noi în România sunt bani. Buletinul tot acolo, acolo. Degeaca. Te așteptăm aici, că stai. Aici? Da. Filmez, că-mi place aici, fii atent. Foarte frumos. Da, uite ce centru ce avem pe aici. Mamă, ce terase. Foarte frumos. Dar nu-ți căuta Cristi la gubelă. Căutăm în gubele. Căuta la gubelă. Păi, nu e rușine. Știi ce era? Nu, Cristi. Era cartonul. Cartonul la noi în România e bani. Da, cartonul. Și aici e. Hai să-l așteptăm pe Zoltan să vedem, să vină. Mamă, ce frumos e pe aici. Aici e o terasă, două, trei. Hmm? Foarte frumos aici. Hmm? Da. Uite terasă. Da, Cristi? Păi da, hai că revenim de la, ce mai, unde mergem? Mergem undeva la o terasă după aia. Bună seara, bună seara, prieteni. Uitați pe cine avem noi aici, Tina. Tina Orde, Tina. Cine ne păzește pe noi. Avem aici un paznic. Tina, călare. Avem aici și bodyguard. Bună seara la toată lumea, Claudia Câmpeana, Luminița. Lumina e aici. Cristiana. Junioara Cristiana. Și avem aici pe... Bună seara, bună seara. Cine ești, domnule? Ia. Nu, cum îi spune Mișu? Ce faci, domnule? Că am uitat. Domnul Zoltan de la Grenoble, e cel mai bun prieten. Trata, cum se spune? Comosa va. Mișu, comosa va. E cum te să va trebuia. Ok, prieteni, înțelegeți? Dănuț? Și bancomatul aici. Fratele meu, fratele meu. De familia asta frumoasă, cea mai frumoasă familie din Trehaia, cel mai frumos caracter al lui Bubu Mex, cea mai frumoasă familie. Mulțumesc, chiar vă rog din suflet, cei care aveți plăcere să treceți pe la el pe acasă, să vedeți ce suflet are oamenii ăștia, cea mai frumoasă familie de la Trehaia, al lui Bubu Mex. Și acum am adus o sticlă de șampanie din partea mea pentru Bubu Mex, pentru că așa e frumos. Și aici fratele meu Zoltan a adus două sticle, una de șampanie și una de vin. Uitați, prieteni, cum ce primire am de la prietenii mei. Bine v-am aici de la Grenoble. Câmpeana, bine te-am găsit, bine ai venit la noi și chiar ne bucurăm pentru vizita voastră. Cristi, pentru tine am făcut și pentru doamna Claudia, că mi-a riscat viața, puteam și să vă rup, da. Pentru tine în avion, aveam parașută. Pentru tot ce ai făcut. Cristi, stai să mulțumesc și eu. Deci. Doamne ajută. Bombă, că a sărit după, ai văzut? Asta e norocul nostru. Prieteni, uitați cum așteaptă pe mine fratele meu Cristi. Suntem aici cu moietul rece. Aici o să stă... Și prietenul meu Zoltan Gabriel. Uitați cu ce vinul special. Aici o să stea Bubu Mex în hotelul ăsta de 4 stele. Uitați-l pe prietenul meu. Da, salutare, salutare. Primim și eu puțin pentru sigur că da. Vlogul meu. Da, uitați unde... Nu fac vloguri, eu fac live. Unde dormim noi aici, la hotel. Se filmează și dincolo. Da, hotel de 4 stele. Și în premieră poți să spui și de petrecerea cu 5 august la Bubu Mex. Acum, imediat, surpriză. Avem și bodyboard. Da, avem apartament. Apartament. De unde prin becul? Prieteni, chiar este super.
hotelul. Hotelul este super. 4 stele. Aici unde dormim. Foarte frumos. Este un apartament. Aici avem baia. E baia aici? Cristian. Da, baia. Da, aici e toaleta, da. Este chiar foarte frumos. Da. Da. Avem o bastonă cu șoc. Hai. Hai. Mulți ani, Claudia, hai. Ia lumina, filmează-mă. Lumina, filmează-mă tu puțin. La mulți ani, la mulți ani. Are toată lumea. La mulți ani, bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Și ne bucurăm pentru vizita asta. Tu nu dai noroc cu mine. Hai, moșu, moșu. Te-am adus la Paris, moșu. Te-am adus la Parlet. Hai, lumina. Vă mulțumim din suflet pentru că ați venit în vizită la noi. Doamne ajută! Și să vă dea Dumnezeu sănătate, vă doresc tot binele din lume și chiar mă bucur pentru zâmbetul care l-aveți în ziua de azi cu față. Pentru că așa trebuie. Doamna Claudia, toți ce ați făcut pentru noi. Vă mulțumim din suflet. Și avem o bactalo la toți. Ia să stau aici între prietenii mei. Și nu avem bani. Am ceva de zis. Am o surpriză. Nu avem bani așa de mult, dar așa cum suntem, avem caracter. Nu contează banii. Avem să mâncăm o chipă. Prietenia contează. Dacă nu te dăm mâna. În primul rând, haideți să vă zic. Uite ce bodyguard ai. Da, țeaua. Doamna Claudia, da? Ai puțin să fac o prezentare la prietenii mei. Spune. Care mă urmăresc. Îi consider familia lui domnul Cristi Bancomat ca o familie, suntem o familie, ca fratele meu. Mulțumim frumos. Toate surprizele care mi le-a făcut mie, nu știu cum să-i mulțumesc în primul rând. Nu am cuvinte. Mai este surprize. Asta vreau să le zic. Începe. La prieteni, că începe. Sunt mulți prieteni care vor să vină la noi, Cristi. Dar în data de 15 august avem o petrecere foarte frumoasă la Bubu Mez de la Trăhaia. Împreună cu două formații de lăutari, cu Alex de la Cluj și Florin Mitroi. Florin Mitroi este surpriza lui domnul Cristi către mine, că este Sfânta Maria pe 15 august. Și pe lângă asta este și ziua lui Cristiana. Prințesa Cristiana. Uitați. Maria. Cristiana Maria. Cristiana Maria. Maria. Care este ziua ei în data de 15 august. Care s-a născut în acea zi și facem o petrecere așa pe 5. Da, o cheamă și Maria. Da, o și cheamă Maria Cristiana pentru că a fost născută chiar în ziua de Sfântă Mărie. La noi la Țigan Sfântă Mărie o sărbătoare foarte mare și eu am plăcere pentru sufletul vostru care l-ai caracterul tău frumos, mers, să petrecem la tine în curte, la tine în casă, să fac petrecere la fata mea. Cu mare drag, cu, prieteni. Cu cel mai mare drag. Oricum, Cristi, am zis, sunt mulți prieteni care o să vină la noi. Spun că, de exemplu, că, ți-am zis, da. O să vină și Gogolan de la Anglia. Gogolan, neamul lui Gogolan o să vină la mine pe 15 august. Este invitatul nostru, așa, o să vină mulți prieteni și din Franța și peste toți, care, adică, am mai mulți prieteni acolo care mi-au scris. Să vină cine vrea și cine vrea. Are plăcere, da. Și încă ceva, prieteni, mulțumesc la frații mei. Ce credeți că, uitați cum am venit, prietenul meu, cum a primit, uitați, două sticle de vin și un ceas cadou. Și uitați, prieteni, și un ceas cadou. Da, este ceasul meu personal, Nixon, de la marca Nixon, 180 de euro costă. Mulțumesc. Eu am obicei ca să dau la toți care gândesc mereu, prietenii mei, să port ceasul și să-l dau de pe mână. Asta este un lucru meu. Îți mulțumesc din suflet, uitați ceas mai este un, eu sunt colecționat de ceasuri și am zis, bă, hai să-l dau la Max. Ca să aibă cer, așa cum mulțumesc. Am făcut cadou la patron. Și apropo, pe mesaj, mulțumesc că Bancomat a fost cu mine la Lyon. De păcat, doar el a fost cu mine la Lyon. Te-am lăsat și am venit. M-am lăsat, am venit după mine înapoi. Bine, a fost mașina mea și le dau mașina mea la Bancomatul pentru Max, familia Max, exact.
dacă au nevoie. Mergem la Paris. Ne problema. Mergem și la Paris. În două săptămâni avem timp să vizităm toată Franța. Ce înseamnă Franța, că am învățat? Grenoble, aici unde suntem. Lyon. Lyon. Marseille. Paris. Paris. Lille. Lille, da. Toată Franța o vizităm. Avem timp, prieteni, nu contează. Și le mulțumesc din suflet la prietenii mei. Vă uitați cum, ce primire, ce alicem, cum am venit la ei. Bancomatul și apropo ce la... E una grande bellissima... Oh, stai, era în italiană. Stai, bancomatul este pentru noi și oricum, cum ar fi bancomatul, îl susțin în ceea ce face el, indiferent că dacă nu cunosc dumneavoastră, dacă cunosc, este al meu pentru meu și o să fiu alături de bancomatul și de familia lui. Absolut. Și este nașul meu prieten. Nașul lui Dănuț. Nașul lui Dănuț. Mulțumim pentru Dacia Câmpeana, că și-a mișcat viața în avion, cu toate că i-a fost frică. I-a fost frică, i-a fost și rău. Și-a fost rău. Să vizităm familia noastră. Bine, mi-a fost mie, așa nu mai aveam stare, 2 ore jumate. Eu și am dormit, mă. Da, prieteni. Ce să vă mai spunem, prieteni? Vrem să vă mulțumim și vouă că ne urmăriți, că sunteți alături de noi și cu mesaje bune, rele, nu contează. Totuși vă dați interesul, așa, chiar că, că sunt rele. Vă mulțumim, am mesaje foarte rele pentru că avem acolo oameni care sunt și invidioși, dar totuși vă mulțumim că știți de ce? Că vă dați interesul și butonați, că pierdeți timpul. Problema este în felul următor. Toată România, toată lumea să înțeleagă pe planeta asta, nu e tot timpul banii. Banii nu au valoare, azi ai, mâine nu ai. Caracterul frumos e cel mai important. E cel mai important. Și că ai bani, și că nu ai bani, caracterul rămâne. Banii azi ai, mâine n-ai. Dacă înțelege toată lumea, toată planeta, e valabilă pentru toată lumea, caracterul e cel mai frumos. Exact, este. Nu asta contează. Eu așa am zis și cel mai și așa mă știe toată lumea. Și pe unde am lucrat. Eu când aveam o relație cu oameni, partenerii mei de afaceri, păi eu și acum și în ziua de azi îi respect și îi am acolo ca prieteni. Cu toate că ce s-a întâmplat și aia, îi am un prieten și acum. Pentru că așa sunt eu. Nu banii contează. Chiar dacă faci o afacere, o combinație, chiar o câștigi, o pierzi, chiar dacă pierzi, să rămână omenia și caracterul. Și mai ales, asta e un mod punctual, adică să vii, când ai întâlnire cu cineva și îi spui până la ora 10. De la ora 10 trebuie să fii, frate. Uitați ce câine o apără pe lumina. Dă lumina să vă arăt. Tina, Tina. Aici, coadinoardul lumina este. Da. Dacă o mai spălat pe lumina, e bai. Da. Aici ajungeți. Tina, la, da, la, da, da, la, da, Tina. Tina, da, mă. Da, prieteni. Asta mă duc să vă dau. Tina. Tina. Mulțumim la toți pentru toate mesajele și frumoase și rele, da, exact. Noi primim toți, să umple ce mai întâmplă? Ce mai întâmplă? Prieteni, abia am ajuns, seara, am ajuns. Tina. Prieteni. Să vină banii, give me the money. Deci este prima zi, prima zi de Grenoble. Este un oraș foarte, foarte frumos. Este turistic, așa cum am zis și pe vlogul cel de aseară. Este ca Brașovul. Este o zonă, un oraș foarte frumos. Dar noi nu stăm pe loc, prieteni, pentru că avem timp în 2 săptămâni. Mergem și la plajă, mergem peste tot, o să vedeți surprize în fiecare seară, în fiecare zi, în fiecare zi, vlogurile noastre, prieteni, dacă vă interesează, Dina, o să mergem vedem. Și la Paris, mergem la Paris, la plajă, Dina, mergem și la plajă, mergem la Dina, Dina, cu minte. Doar când aude că ne supără comentariile, eu începe tine să lase. O salut și eu pe mama care n-a venit.
Mamă, uite, mulți! Doamna Flutura, pentru că trebuia să ajungă și ea împreună cu Bumbu. Dar nu s-a simțit bine de explicația. Doamna Livia, din păcate eu iau în alt biletele. Dar mi-a trecut o surpriză neplăcută, că am văzut Livia și când acolo n-am văzut Livia pe biletele. Și-a spus, doamne, că... Auzi, moașe, unul, cel mai tare comentariu. Uite, mamă, uite, munții, mamă, uite, mamă, unde sunt, ce zic, mamă. Ne pare rău, ne pare rău. Uitați munții la geam, uite, munții Carpați. Nu, munții de la Sasine. Și în premieră. Nu mai citi tu mesajele ce primesc. În premieră, ca să știe toți banii tăi în dimineață, ne vedem cafeaua în față. În față. Da. Deci față în față premieră. Vedeți, aici unde dorm eu, unde dorm eu aici, la hotelul ăsta, este... De 400 de euro. Și o să vedeți mâine ce parcuri, ce terase sunt aici. Îi mulțumim lui domnul Cristian. Mulțumesc, fratele meu. Ne vedem cafeaua la 150 de metri, ne vedem din apartamentul meu, da, chiar aici. Parcumatul e bun, da. Da, chiar aici. Îl face doamna Claudia cu mâna. Bun, acolo să unde este cu gabe. Vorbește cu Claudia sau de la... Acolo unde cu gabe. Unde acolo? Da, cu galben, unde e cu galben, acolo e apartamentul meu. Pentru mers, acum o să le facă și... Orbim, mor mai bine, dacă nu plece casa în mașina. Și asta e. Mă bucur că sunteți cu zâmbet pe față, mă bucur că ai riscat viața să ajungi la familia mea, să fim alături 2-3 săptămâni cât am la mâncare. Doamna Claudia am făcut-o. Claudia, și eu tot ce spun, eu aia fac. Ai fost la mine... Zic că vrei să faci 1 milion de euro, să văd. Uite acum, îmi pun dorința. Aici, în Franța, îmi doresc 1 milion de euro. Da, să fim sănătoși și la fund de groși. Da. Bă, mersi, mersi pentru invitație. Hai de mamă, mulți! Venit din Lyon, practic, aici. Au fost la spital așa cum nu știe toată lumea. Suntem foarte bucuroși că am primit un răspuns, un rezultat astăzi pentru prietenul meu. O să vă spună și el. O să spună pe live-ul meu. O să spună, da, eu mă bucur că am auzit că ești ok. Da, asta este bine. Nu, în general este... dureros. Da, asta este prin medicamente, o să dureze ceva perioadă ca să pui pe live din nou. Dar eu vreau să spun că am venit în Franța, cu noi și am primit, ai primit un moment. Doamne ajută, sănătate, sănătate și voi, prieteni, și la bun, și la răi, și la prișcoan, exact. Și la bogat, și la sărac. Să ne dea Dumnezeu sănătate. Nu știu, e un rol cristie? Da. Deci, prieteni, vă mulțumim, sănătate și vouă, vă dorim o seară frumoasă și ne auzim mâine cu altceva mai nou.
Mamă, cât de ceară! Trebuie să mă duc la semafor, stai că am uitat, bă, am întârziat. La semafor. La semafor. Păi ia-mă acolo cum căutai în gumbelă. Uite ce-am făcut azi. A, ce-am găsit, mă? Uite ce-am făcut azi. A, tu vrei să-i spui? Spune, cui vrei să-i dea? Păi, ce-i bani, mă? Da, trebuie să-ți fac parmizele, du-te. Păi, da, mă, nu-ți fac. Mă, dă la gumbelă, l-am filmat. Da, da, da. Până ajung la turnul Eiffel, că am de lucru, de lucru acolo, trebuie să fac să își le bag motorină. Până la turnul Eiffel avem 600 sau 800 de kilometri. Mă, dar cu ce încarc de acolo fierul? Cum? Cu ce lei? Mamă, cu tuba. Da, dar cine îl taie? Eu. Oh, meșter la așa ceva. Eu îl dai cu carata. Dar ajeți prieteni să vă spun. 800 de kilometri. Da, bancomatul. Păi nu mai dă nimic eu astăzi. Nu mai dă nimic. Naște, nu mai mă duc. Gata, nu mai mă duc. Nu mai mă duc. Nu mai mă duc. Nu mai mă duc. Eu știu să fac banii cu capul, nu o să murdă. Păi, normal, hai să spun, banii nu se fac cu muncă. Nu, cu capul, exact. Cu capul, banii nu se fac. Banii mulți se fac cu capul, cu munca niciodată. Bine, prieteni, încheiem vlogul, vă mulțumim, vă dorim o seară frumoasă. Vă dăm mâine.